România are nevoie de mai mulți absolvenți de studii superioare. Afirmația vine de la președintele Claus Iohannis, care a mers la Universitatea Națională de Muzică alături de ministrul educației Ligia Deca. La deschiderea noului an universitar, șeful statului a vorbit și despre obținerea de competențe în orice domeniu de activitate. Cunoaștem cu toți argumentele privind importanța cultivării abilităților înăscute ale tinerilor, dar aici, la Universitatea Națională de Muzică din București, am descoperit un model pedagogic care își propune să identifice potențialul și să-l cultive fără a neglija în niciun moment nevoia de autenticitate artistului. Dacă adăugăm și preocuparea pentru bunăstarea emoțională a cursanților, descoperim o abordare care este un exemplu bun de urmat pentru toate unitățile de învățământ superior, nu numai pentru cele din învățământul superior vocațional. Virtuozitatea și excelența artistică necesită nu doar talent, ci și multă muncă și sacrificiu personal. Aceasta este o lecție prețioasă nu doar pentru studenții de aici, ci pentru toți cei care aspiră la competență și perfecțiune în orice domeniu de activitate. În opinia șefului statului, prestigiul învățământului superior românesc depinde în bună măsură de mobilizarea și de implicarea profesorilor, care înseamnă nu numai rolul de predare, ci și proiecte de cercetare, activitate publicistică intensă, mentorat și îndrumarea studenților.